tramvaie, troleibuz, autobuz electric, dacă se poate, sau hibrid, parc reînnoit, traseu bine definit. Paranteză, foarte important. Dumnezeu Dan se pregătește, asta e o știre, să știți. Uitați, într-o săptămână, două, să tai o panglică pe o hârtie. Hârtia se cheamă Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, PMUD. A făcut o reactualizare. Ăsta, planul ăsta de mobilitate trebuie să, cum să vă spun, să gestioneze modul în care ne mișcăm un oraș, cât mai ușor, da? Problema care este, pe de o parte a întârziat foarte mult și a pierdut și aici bani europeni. După aceea, pentru că vin alegerile, se grăbește să-l termine. Dar îl termină fără date origine-destinație. Deci în acest plan, el nu va ști de unde vine bucureșteanul și unde pleacă. Și unde ajunge în fiecare zi. Date origine-destinație astăzi cu soluții de digitalizare se obțin pe câteva sute de mii de euro. 1 milion, 2 milioane de euro. Deci o sumă mică pentru așa ceva. Și știi exact. Dom'le, cum modificăm un traseu de STB? Cum faci planul dacă nu știi păi de exact, unde dacă n-ai date, îl faci ca să-l prezinți în campanie. A, deci nu se va întâmpla nimic. Nu se va întâmpla nimic. Nimic, pentru că... Dar dumneavoastră, cum vedeți lucrurile? Fiindcă acum nu vă permite legea, adică nu aveți instrument, nu că nu vă permite legea. Eu plec din Mogoșoaia și trebuie să ajung la Piața Unirii. Da. Cum faceți? Sunt date. Dumneavoastră aveți un telefon mobil. Da, dar nu e din ăsta de care vă trebuie. Sunteți printre puțini bucureșteni care nu. Da. Dar e un eșantion reprezentativ care de bucureșteni care au telefoane smart. Și le vedeți unde s-au dus. Nu știm că maestru Chirac e de acolo până acolo, dar la nivel macro ai niște puncte pe hartă și le vezi în mod dinamic. Eu am discutat cu un operator de telefonie mobilă din România, nu-i dau numele, dar e cel mai mare, sau între cei mai mari. Și au făcut lucrul ăsta în Bruxelles, în Paris, în Madrid, în Barcelona. Interesant. Și vezi în timp real cum se modifică harta Bucureștiului din perspectiva mișcării oamenilor. Deci, și atunci știi că, nu știu, linia 135 trebuie să o ia mai la dreapta, că s-a dezvoltat un nou cartier acolo. Sau că trebuie să mai meargă în costație. Deci, adică, pur și simplu, urmărind traseul telefoanelor mobile, vă dați seama cine de unde pleacă și unde ajunge. Corect. Și încă o dată, nu e nominal, deci nu vă gândiți la Big Brother, supraveghere, nu.